Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră am adus, aducem și sperăm noi că vom aduce și în continuare tot ceea ce înseamnă apa. Tot ceea ce înseamnă, până la urmă, protejarea acestei resurse. Da, curge la robinet, ne bucurăm cu toții că există, simțim atunci când nu avem această resursă, dar prea puțin sau prea puțin dintre noi ne și implicăm cu adevărat să salvăm aceste resurse, să le protejăm. Cum putem face acest lucru? Cred că este destul de simplu pentru fiecare dintre noi, la nivelul fiecăruia, bineînțeles, nu vorbim aici neapărat de instituțiile care se ocupă de acest domeniu, căci ele sau în ele ne punem mari speranțe, deși atunci când plătim o factură puțin mai mare pentru acest serviciu, nu suntem mulțumiți, nu înțelegem de ce trebuie să achităm o sumă mai mare de bani pentru apă, pentru canalizare. Noi am încercat să vă explicăm pe parcursul acestor ani și o să vă mai explicăm în continuare, dar preferăm să o facă specialiștii, preferăm să o facă cei care sunt direct implicați în acest domeniu. Vorbim astăzi așadar despre poate una dintre cele mai importante resurse pe care încă le mai avem, apa, cu invitatul meu de astăzi, domnul Fabius Chiseli, directorul activității Goscom Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Sărămâna, bine v-am regăsit! După o perioadă în care a fost așa, o perioadă în care a fost destul de agitată, pentru că, iată, am avut puțin spus am avut o campanie electorală, am avut alegerile locale și cele europarlamentare, o perioadă destul de zbuciumată pentru candidați și nu numai, pentru că ne amintim cu toții cum a fost, cum ați resimțit dumneavoastră această perioadă, apropo, pentru că am simțit și noi destul de bine zbuciumul sau efervescența procesului electoral, până la urmă nu e nimic anormal. Este cât se poate de firesc într-o democrație ca, mă rog, partidele, candidații să-și prezinte programele, să-și prezinte... În ape tulburi, uneori, aș spune eu, ca să trecem și la subiectul de emisiune. N-am inventat noi apa caldă, lucrurile astea se petrec peste tot. Este o competiție. O competiție înseamnă nu numai părți bune, înseamnă și părți mai puțin bune. Și lucrurile astea se pot vedea. Acum, ce se întâmplă? E important că te adresezi. Iar electoratul din România, până la urmă, și special în județul Hunedoara, și-a arătat, până la urmă, cum să zic eu, seriozitatea și... cum să zic, până la urmă, capacitatea de analiză a diverselor oferte. Asta e o problemă pe care timpul ne va confirma sau infirma, dacă lucrurile sunt ok. Părerea mea este că, sau cum să zic, până la urmă, felicit toți candidații care au participat, în special pe cei care au câștigat, cei care au pierdut, probabil că învață din greșeli. Asta înseamnă, până la urmă, progres. Eu zic că lucrurile s-au așezat așa cum trebuie și nu sunt lucruri majore de comentat în această direcție. Până la urmă, pe noi, alegătorii, ne interesează în principal ca votul pe care l-am acordat să aibă o finalitate, adică să fie lucrurile duse așa cum am discutat în campania electorală. În această campanie electorală cred că am realizat peste 100 de emisiuni cu diferiți candidați pentru diferite funcții. Din câte mi-amintesc eu, cred că nici unul nu a venit în fața hunedorenilor să propună un proiect în ceea ce privește, până la urmă, modernizarea rețelelor de apă, modernizarea rețelelor de canalizare. Am avut discuții în ceea ce privește introducerea acestor rețele, deși suntem în 2024, an în care probabil nu ar mai fi trebuit să avem astfel de discuții, de a asfalta anumite străzi, de a introduce aceste rețele
esențiale până la urmă, dar am avut și astfel de promisiuni electorale, să le spunem, mai puțin partea aceasta de modernizare, de digitalizare a acestor rețele, pentru că dacă ele nici măcar nu există în unele părți, era destul de complicat să vină și cu astfel de politici pentru acest domeniu. Bun, am discuția foarte pe mai multe planuri. Este, într-adevăr, România ca țară este undeva pe la coada clasamentului în ceea ce privește gradul de conectare la servicii de apă și canalizare la nivel european, dar nu același lucru l-aș spune despre județul Hunedoara, care, din punct de vedere al gradului de conectare, stă bine. Evident, sunt câteva zone care, unde mai trebuie făcute investiții, cu atât mai mult cu cât deja sunt investiții pe rol pentru a crește acest grad de conectare. Eu zic că, din punctul ăsta de vedere, prea multe lucruri nu sunt de discutat, decât pe, să zic, într-o zonă mai largă decât neapărat un mandat, adică e vorba de a genera politici regionale, politici la nivelul administrațiilor publice locale, în așa fel încât deja să discutăm de partea de eficientizare și de a asigura capacitatea necesară a celor care operează aceste rețele să poată să le și întrețină și ulterior să le și dezvolte. Cam despre asta ar fi vorba dacă e să discutăm strictamente pe județul Hunedoara ce ar fi de discutat vis-a-vis de extinderea rețelelor de apă și de canalizare. Sunt zone care, într-adevăr, trebuie extinse, trebuie înființate, sunt unele localități unde deja criza datorată sau din cauza secetei lucrurile trebuie puțin așezate altfel. Na, există un master plan regional, se lucrează la upgradarea lui, ăsta este un organism dinamic care tot timpul se schimbă, deci există documente programatice care să rezolve această problemă, cu atât mai mult cu cât există și surse de finanțare, cel puțin la nivel european, într-un anumit fel, și la nivel de buget național în alte direcții. Și da? Atunci ce ne lipsește? Pentru că proiecte avem, finanțare inclusiv europeană avem. Cred că o anumită coerență în demers. Adică, cumva, proiectele naționale ar trebui să fie cumva complementare cu proiectele europene, care până la urmă nu fac altceva decât să finanțeze conformarea. Până la urmă și PNRR-ul, așa, chiar așa cum e desenat acum, aș putea spune că e cea mai fericită formulă, ba din contră, tot asta are ca obiectiv conectarea cât ori mai mulți cetățeni la resursele de apă, respectiv la serviciul de canalizare. Demersul e bun, acum depinde și cum îl mobilăm. Și aici e partea aceea de coerență despre care vă vorbeam. Ar trebui să existe un organism integrator la nivel național care cumva să controleze sau neapărat să controleze, să genereze politicile publice necesare de a ajunge la acest obiectiv. Pentru că experiența ne arată că dezvoltările regionale au dus la oarecare dezechilibru și lucrul ăsta l-am discutat la forumul APEI de la Brașov. Și există anumite dezechilibre între zone, între posibilități de finanțare, între abordări chiar. Și cu fiecare zonă, clar, este cu specificul ei, pentru că și județul Hunedoara are unele zone în care este aproape imposibil, probabil, de cum a menționat adineauri, județul Hunedoara stă bine din punctul ăsta de vedere, adică are resurse de apă și până la urmă are și o populație urbană concentrată, deci a fost mai ușor să facă. Mediul rural, însă, relieful nu ne prea ajută uneori din acest punct de vedere. Da, și chiar sursele de apă în anumite zone, dar nu, asta nu e o mare problemă, în sensul că dacă reușim să generăm niște proiecte la nivel local care să rezolve această problemă, că eu cred că ar exista și surse de finanțare. Problema este, din nou o problemă care s-a discutat, este lipsa de specialiști, atât în domeniul proiectării, cât și în domeniul operării, cât și în domeniul urmăririi investițiilor. Deci, cumva este o problemă la nivel național cu care cumva ne confruntăm și noi. Și
Ideea este totuși de a crea acest corp de specialiști, sau mă rog, nu de a-l crea, că el este creat, de a-l dezvolta și de a-l mobila cu tineri cât mai bine pregătiți. Nu este un domeniu de interes pentru tineri sau nu mai reprezintă un interes pentru aceștia? Păi, după cum constatăm, da, în vedere că la anul ăsta sunt doar 15 absolvenți de hidrotehnică la nivelul țării, mie mi se pare o cifră absolut ridicolă față de nevoia de specialiști din sistem. Polis hidrotehnică, probabil nu mai fi ceva pe la instalații, pe la ingineria mediului, pe la domenii conexe, adică... Și dintre aceștia, probabil, jumătate dintre ei vor alege să lucreze în străinătate. De regulă așa se întâmplă. De regulă așa se întâmplă. Tehnologia este alta, adică, și în nivelul... în momentul în care au o experiență acumulată în țară, de regulă își pun capacitățile, dacă sunt și bine pregătiți și au un CV bine conturat, aleg să lucreze afară sau chiar în domeniul privat în România. Deci am văzut tot la Expo APA, am văzut companii care aveau firme care prezentau utilaje, firme de consultanță și așa mai departe, care aveau un corp de specialiști foarte bine pus la punct și oameni tineri, bine pregătiți. Din păcate, la noi operatorii salariile nu sunt extrem de ofertante, din vari motive. Ca atare lucrurile, cum să zic, e foarte greu să accesezi specialiști în domeniu și povesteam adică... Deși este necesar de astfel de specialiști, culmea, și atunci iată că nu sunt stimulați financiar. Este vital să avem astfel de specialiști. Mai e o chestiune legată de faptul că vorbeam de digitalizare. De fapt, tot forumul APEI de anul acesta a fost cumva calat pe această idee de digitalizare ca viitor în industria APEI. Digitalizarea, într-adevăr, aduce multe beneficii dacă este exploatată corect sau dacă este, implementată corect. Atunci, într-adevăr, poate să-ți rezolve niște probleme, inclusiv reducerea pierderilor, inclusiv eficientizarea companiei. Eficientizarea companiei înțelegând chiar posibilitatea, adică să ajungi o companie atât de solidă încât să poți să-ți faci investițiile integrate, mai ales, din surse proprii. Legislația actuală îți permite să faci lucrul ăsta, doar că majoritatea companiilor au fost calate pe fondurile europene, unii dintre ei cu probleme, alții fără probleme, în fine, de la caz la caz, pe specificul respectiv. De aceea, o idee care mie mi se pare salutare este și care s-a discutat la cel mai înalt nivel, este aceea de a crea un organism, deși asta sună ca naiba, să mai creăm un organism ca să o comisie care să, dar e nevoie de așa ceva. E nevoie de autoritate guvernamentală care să se ocupe de acest domeniu. Un domeniu care, până la urmă, produce destul de mult plus valoare și, până la urmă, este marea lui majoritate condus de către stat, adică, până la urmă, beneficiile atât sociale cât și chiar ca venituri și ca și activitate economică ar aduce un plus de valoare, plus valoare întregii societăți. Deci lucrurile trebuie văzute din mai multe perspective și ce mai important, lucrurile trebuie văzute într-o perspectivă mai largă decât neapărat un mandat sau două sau așa mai departe. Adică trebuie să avem niște ținte pe care de altfel ne-a și asumat și să facem în așa fel ca aceste ținte ale noastre transformate în niște obiective generale, specifice și așa mai departe, să fie atinse în condiții optime. Da, acesta ar fi idealul, doar că toate acestea necesită timp, necesită oameni care să fie într-adevăr specialiști în acest domeniu, fără să fie folosite să fie cu alte subînțelesuri, să spunem așa, într-un mod mai elegant.
Sunt în continuare și la nivelul județului Hunedoara. Spuneați puțin mai devreme despre acele pierderi. Ele există. Asta ar însemna ca toate acele conducte să fie schimbate, să existe poate și partea aceasta de tehnologie care să ne ajute și să puteți să identificați mult mai ușor locul, zona în care aceste țevi, conducte probabil sunt sparte, sunt fisurate, pentru că majoritatea sunt destul de vechi. Și e necesară o investiție serioasă, cred că și în această rețea. Păi, haideți să vă spun, în momentul în care faci o investiție majoră, cum sunt investițiile finanțate în Uniunea Europeană, evident că poartă după ele și o componentă de genul ăsta, adică o componentă de detectări pierderi, de automatizarea rețelelor. Sigur că da, avem două dispecerate regionale, unul la Petroșani, unul cu dispeceratele locale aferente, adică din punct de vedere al dotării cu echipament, n-am nicio îndoială că operatorii sunt bine puși la punct. Ideea este în felul următor. Tu, practic, aduni niște date. Datele acelea trebuie prelucrate și analizate. E, aici apare specialistul, adică omul care are o oareșcare experiență în domeniu și care știe lucruri. Pierderile de apă nu sunt doar, sau cum să zic eu, pierderile de apă sunt de mai multe categorii, care se subsumează ideea de apă nefacturată. Pierderi reale, pierderi aparente și așa mai departe. Mai putem vorbi și de furturi? Mai vorbim, de fapt, despre bineînțeles furturi că vorbim de furturi, zilele noastre? Nu cred că le-a rezolvat nimeni. Dar fenomenul nu e neapărat specific doar pentru România. Chiar am discutat la forumul regional al apei Dunăre Europa de Est, care au participat operatori din majoritatea țărilor riverane Dunării, asta a fost cu două săptămâni înainte de Expo APA, și cam toată lumea se confruntă cu chestiunile astea, au fost operatori din Turcia, din Bulgaria, din Macedonia, din Serbia, cam toți care intră în zona Balcani, Europa de Est, Dunăre. Sunt această problematică nu este specifică doar nouă. Și atunci, cum să zic, discuțiile cumva s-au axat și pe metodologii, pe ideea de abordare acestor și de determinare acestor pierderi aparente, ca să nu zic direct furturi. E nevoie de o reglementare la nivel regional și undeva luna mai, dacă nu mă înșel, a avut loc la San Sebastian o conferință internațională dedicată pierderilor de apă. Acolo au rezultat niște concluzii, atât în ceea ce privește metodologia, cât și în ceea ce privește măsurile. Noi cumva am avut specialiști acolo care ulterior ne-au prezentat în cadrul Expo APA, ne-au prezentat aceste rezultate, adică tendințele internaționale, cum se pune problema în diverse țări și... Și dacă au identificat poate și soluții de a scăpa de aceste... Bineînțeles, despre soluții discutăm. Acum, pierderile vor fi. Cât există apă, evident că vor exista și pierderi de apă. Nu e niciun fel de problemă. Problema este să le ții sub control și să ai o strategie coerentă la nivel de operator, în așa fel încât să-ți limitezi sau să-ți reduci cât este posibil aceste pierderi. Acolo intră și pierderile tehnologice, și pierderile prin furturi, și pierderile administrative. Există un complex de... Putem implementa și noi ceea ce poate alte țări au reușit deja să implementeze din acest punct de vedere. Da, și ne-aș apuca de ele. Adică teoria asta cu pierderile de apă nu e nouă. Noi, sau din experiența mea, de cel puțin vreo 20 de ani în materie, de când am început să activez în acest domeniu, această problemă s-a pus în mod acut. La orice fel de conferință există o secțiune dedicată acestui subiect. Bineînțeles, lucrul ăsta se leagă și de tarif, se leagă și de, de strategia de investiții. Ar mai trebui să legem de un lucru, și anume de politicile publice în domeniu. Legislația noastră, acum eu spun un lucru care probabil, o să pară curios. Legislația noastră este adaptată acestui lucru. Adică noi, dacă respectăm legislația care avem în domeniul apă-canal,
ne-am putea face chiar minuni. Problema este că ne-am oprit așa, cumva când am ajuns la un nivel, a apărut totuși, am implementat un proiect Sănătate Bună și Noroc, dar nu ne-am uitat și la rezultate. Care sunt rezultatele pe care le aduce acest proiect și cum putem face de data asta noi ca să îmbunătățim sistemul pe care, sau infrastructura pe care deja am creat. Sunt multe teorii, nici n-aș vrea să intru în detalii, că chestiuni mult prea tehnice ca să povestim la o emisiune de televiziune această problematică, dar există preocupări, asta trebuie să știe telespectatorii, că există preocupări în acest domeniu și există chiar, cum să zic, cel puțin la nivelul reglementatorului există acte normative care reglementează acest domeniu. Chestiune care am discutat atât cu comunitățile reprezentate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cât și la nivelul operatorilor. În ceea ce privește activitatea Goscom Orăștie, ați reușit în ultimii ani să realizați investiții importante comparativ cu ceea ce era înainte. Bine, acum, de la un... Ați reușit să treceți puțin și la partea aceasta de digitalizare, să vă actualizați. Atât cât s-a putut și oricum avem în planul nostru de dezvoltare pe care l-am făcut acum 2 ani de zile, pe care l-am l-am proiectat acum 2 ani de zile, avem o componentă serioasă în domeniul ăsta. Singurul lucru care ne lipsește finanțarea și cred că această paradigma a finanțării în perioada următoare, când lucrurile se vor pune puțin mai acut în ceea ce privește, conformarea, cred că lucrurile vor fi rezolvate într-un alt mod. Un lucru este cert, tot la această conferință deja discutam alt nivel de finanțare, adică se presupune că cele 3 exerciții sau hai să zic 4 exerciții de finanțare europeană au rezolvat partea esențială a problemei sau la nivelul întregii țări sau celor care s-au aliniat la această chestiune. Așa că România a avut alocări serioase pe infrastructura de apă și apă uzată. Alocări, au fost și implementate aceste proiecte? Păi au fost, am trecut cel puțin județul Nedoara, am trecut Samti, Dispa, Post-Mediu, Poim, să zic, acum mai este Poim, acolo cumva s-a cuplat cu PODD-ul, Poimul nu ne-a prea prins, dar a prins Valea Jiului, a prins Poim și își pregătește aplicația pentru programul operațional sau programul de dezvoltare durabilă. Mie mi se pare important să ne aliniem cumva la toate chestiunile astea și să fim undeva în poziția de a putea să generăm niște politici la nivel județean, regional, cum o fi ele, în așa fel încât să reușim să ne conformăm cu tot ce avem infrastructură deja. Și ce dar pare necesare. Destul de complicat, având în vedere că spuneați puțin mai devreme, ne lipsesc în mare parte specialiștii, ne lipsesc politicile uneori în ceea ce privește acest domeniu. Avem dorința cumva. Da, mai e o discuție aici și din nou ajung la problema care arde de regulă sau, mă rog, pe cetățeni. E vorba de acel tarif de apă, care, mă rog, unul li se pare mare, altul li se pare mic. În fine, e o discuție pe chestiunea asta. Apa devine scumpă când nu ai. Când nu ai, deja ai o problemă. Seceta avansează, adică progresează. Sunt zone, chiar și în țara românească, pe care sunt puse de certificări, resurse de apă limitate. De aceea au politică coerentă în materia asta, și anume o dezvoltare durabilă în materia apă și apă canal este de dorit. Clar, fiecare operator sau fiecare exploatație de apă are specificul ei. Aceste politici pot fi creionate la nivelul fiecărui județ, la nivelul fiecărui operator? Ele sunt deja creionate prin documentele despre care vă vorbeam, și anume master planurile care urmăresc dezvoltarea într-o perioadă mai largă decât neapărat imediatul zilnic. Și cumva acolo trebuie să ne realiem cu toți, adică să le dăm importanța acestor documente programatice, care până la urmă sunt generate de niște specialiști, plecând de la nevoile pe care le avem la un moment dat.
Toate lucrurile astea trebuie corelate. Mai mult decât atât, operatorii trebuie să devină niște entități puternice din punct de vedere economic, în așa fel încât să poată să genereze ceea ce vă spuneam, proiecte integrate și până la numai integrate, dar și solide din punct de vedere al dezvoltării. Asta dacă vorbim de acei operatori care sunt mari, operatorii mai mici, probabil mai e un curent care mie mi se pare ok din punct de vedere strategic, și anume este vorba de regionalizare. Cumva ne-am angajat în accesarea acestui program de dezvoltare durabilă pe acest buget. Cumva să trecem la regionalizare, și regionalizarea prezintă mai multe avantaje. În primul rând e vorba de o solidaritate socială, în primul rând, pentru că cumva reglează disparitățile între oraș și sat. Al doilea lucru, regionalizarea înseamnă niște operatori mai puternici și mai eficienți, care pot ei genera politici în domeniul ăsta. Este foarte clar că lucrul ăsta este cumva, cum să zic eu, neplăcut dintr-un anumit punct de vedere, pentru că asta implică cumva atenuarea autorității publice, deși autoritatea publică este cea care cumva ar trebui să genereze această chestiune, exact. Pentru că până la urmă ideea nu este de a... Bă, noi avem apa noastră. Ok, aveți apa voastră și ce cu asta? Că până la urmă nu sunteți în stare să o exploatați eficient. Sau avem noi investițiile noastre care se demonstrează a fi până la urmă niște lucruri neconforme. Bun, și ce faci mai departe? Ce faci mai departe, corect. Și atunci e nevoie de acești operatori care pot, prin capital propriu, să susțină, cum să zic, eficientizarea unor sisteme care, să zicem, sunt neconforme, care... deci există un curent de opinie, dar e destul de timid și nu e reglementat cumva la nivel național. De aici a fost și ideea asta de a găsi un actor principal în toată povestea asta, care până la urmă să facă interfața între actul guvernamental și chiar actul legislativ și partea aceasta de industria apei, având în vedere că eminamente industria apei este o chestiune publică, este o, sunt niște entități publice care acționează în domeniu. Aici au fost discuțiile. Este luat în serios acest domeniu, în adevăratul sens al cuvântului, sau poate ar trebui tratată cu mai multă seriozitate această problemă? Eu cred că ideea asta de a fi tratată cu seriozitate, cred că ar trebui tratată repusă și aplicată, pe rol. Acum, că... ea a fost tratată cu destul de mare seriozitate, în sensul că la nivel guvernamental, chiar pe lângă cancelarea primului ministru, exista un secretariat, un secretar de stat care se ocupa de chestiunea asta, de cumva de armonizare și de... Bun, au fost și câteva rezultate și până la urmă, cred că la sfârșitul unei perioade oarecare vor exista și niște documente care vor fi pe masă în ceea ce e de făcut. Nu este mai puțin adevărat că există un raport al Curții de Conturi care face o radiografie a sistemului din perspectiva lor, al banului public până la urmă, unde sunt relevate niște neconformități destul de serioase despre care nu se prea vorbește. Dar este interesant acel raport al Curții de Conturi, pentru că vorbește cu realism și cu, cum să zic, destul de sintetic despre, și despre gradul de conformare și despre pierderile de apă și despre dificultățile întâmpinate de unitățile realitățile pe care ne lovim în fiecare zi. Dar ele sunt concentrate într-un document, foarte interesant document, despre care am vorbit destul de mult. Iar un rol important în toată povestea o are reglementatorul, respectiv ANRSC-ul, care va trebui să genereze anumite chestiuni de corectare. Dar pentru a genera politici publice în materia asta, e nevoie de un organism care să integreze toate lucrurile astea. Că până la urmă noi avem incidență cu Ministerul Mediului pe partea de conformare în ceea ce privește apele uzate, sisteme de canalizare, captări de apă și lucruri de genul ăsta. Avem prin ANAR și prin toate celelalte, avem cu MIPELE, că MIPELE finanțează o bună parte din, sau finanțează, sau prin MIPE se finanțează proiectele europene. Avem Ministerul Dezvoltării, care se ocupă de
finanțarea unităților administrative teritoriale care dezvoltă proiecte de apă și canal. Avem de asemenea Ministerul Sănătății, care are partea aceasta de conformare cu cerințele tot rezultate tot din directiva europeană. Deci, iată că avem o paletă întreagă de entități care au incidență pe sectorul ăsta de apă și canal, dar ele cumva nu sunt integrate, adică nu sunt legate între ele, pentru că fiecare reprezintă cât un minister. Mă lăsăm la o parte că Ministerul Mediului are Administrația Națională a Apelor Române, are Administrația Fondului de Mediu, plus direcțiile și așa mai departe. Dar cât de coerent ar fi, poate, dacă toate aceste entități dacă toate astea ar fi coordonate de un organism central, atunci lucrurile s-ar lega mai ușor. Spuneați puțin mai devreme de ceea ce se întâmplă și la Cancelarea Prim-Ministrului. România, iată, sprijină dezvoltarea durabilă a resurselor de apă la o conferință internațională care a avut loc în Republica Tajikistan. La începutul acestei luni a avut loc acolo delegația României, condusă de un consilier de stat al Cancelariei Prim-Ministrului, și cei de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au fost prezenți acolo, și voi cita pe doamna Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. România își manifestă sprijinul pentru consolidarea cooperării transfrontaliere și internaționale în domeniul apei și pentru acțiuni eficiente în combaterea schimbărilor climatice și stoparea pierderii biodiversității. Această conferință este o oportunitate esențială pentru a transforma intențiile în acțiuni concrete și pentru a cataliza noi angajamente în cadrul agendei de acțiuni pentru apă. Conferința a inclus și sesiuni plenare, dialoguri, așa mai departe, au fost acolo prezenți reprezentanții mai multor state. Iată, în teorie, într-adevăr, realizează anumiți pași pentru acestea. Da? La Forumul Dunărean sau Dunăre Europa de Est au participat inclusiv cei de la Asociația Internațională a Apei și acolo s-au relevat chestiuni legate de schimbări climatice, de protejarea biodiversității și lucruri de genul ăsta, și preocuparea este destul de serioasă la nivel mondial. Pot să spun că și în România deja lucrurile încep să prindă un anumit contur. Tocmai Ministerul Mediului, dar aici e acel paradox de care vă vorbeam, deci au trecut printr-un program operațional de întărire a capacității administrative la nivelul Ministerului, dar între ceea ce se întâmplă la firul ierbii și până la minister e o distanță foarte multă și o pleiadă întreagă de organisme care cumva vin și se interpun în toată povestea asta. Deci, chiar dacă, zicem, tu ai capacitatea necesară să monitorizezi, să generezi politici, nu poți, pentru că n-ai instrumentele legale necesare sau instrumentele procedurale necesare care să poți să intervine în zona asta. Deși, într-adevăr, problemele principale, și asta va fi tema conferinței de anul viitor legate de biodiversitate și protejarea surselor de apă, asta va fi o mare discuție. Schimbări climatice și lucrurile și impactul schimbărilor climatice asupra reducerea amprentei de carbon și lucrurile de genul ăsta. Deja există preocupări serioase. Și deja există această problemă, adică există, nu vorbim doar despre ceea ce se va întâmpla peste 50 de ani. Inclusiv noi avem un proiect de genul ăsta în care vrem să cumva să reducem amprenta de carbon și să ne ducem pe partea de eficientizare a activității, mai mult cu cât în noile programe finanțare cumva te limitează ca consumul de energie electrică, consumul de gaz, adică să-ți folosești resursele pe care le poți genera în așa fel încât să devii o entitate conformată cu politice europene până la urmă, la care nu avem ce face, trebuie să ne aliniem. La acest capitol nu stăm chiar foarte bine, ceea ce privește modul în care ne putem gestiona propriile pentru că putem avea biogaz, putem avea atât de multe astfel deja de resurse sunt, la nivelul județului Hunedoara sunt. Stațiile mari de depurare toate au exploatat. De Vare, Hunedoara, are, Petrușani are. Și e suficient? Păi ele pot produce, pentru că producerea de biogaz se referă și la cantitatea de apă care intră, de apă uzată care intră. Nu poți, de exemplu, la Hațeg, nu poți să recuperezi atâta nămol încât să poți să produce biogaz. Nu, dar poți în general sau nu pot tehnic, cei care... Nu poți tehnic.
la și entitățile dacă, mai mici. La entitățile mai mari, într-adevăr. Dacă am investit în deja, partea aceasta tehnică, am putea? Da, am putea face niște lucruri. Dar asta e o chestiune care, până la urmă, au la bază un calcul economic. Dacă merită sau nu merită. Deci, până la urmă, lucrurile sunt destul de împărțite, dar există preocupări serioase în domeniul ăsta. Și au fost chiar linii de finanțare, acum pe sfârșit de poemă, au fost două linii de finanțare pe, să zicem, componenta asta de protejarea, sau, mă rog, reducerea impactului schimbărilor climatice. Și al doilea a fost pe digitalizare. Deci au existat două, să zic, subprograme apărute așa mai pe finalul poimului, care prevedeau lucrul ăsta și sunt operatori care au aplicat. Iar în PO, în partea cealaltă, deja lucrurile se pun, deja ai impuneri, că trebuie să ai niște ținte pe care trebuie să le atingi din punctul ăsta de vedere. Deci lucrurile se mișcă, chiar dacă nu, cum să zic eu, nu le prea nu se prea prezintă la televizor, că până la urmă cetățeanul are o problemă cu apa care curge la robinet și cu toaleta care probabil e în casă, nu mai e în curte. Cam asta ne interesează din tot subiectul ăsta. Adică prea vezi, adică bun, există și un segment al societății care are partea asta de activiști, da. Și până la urmă are preocupări pe materia asta, care bănuiesc că sunt informați și sunt chiar convins că sunt informați de lucrurile astea, dar pe majoritatea cetățenilor nu prea interesează ce se întâmplă. E important să fie tariful mic, să fie apă câtă trebuie și când trebuie și canalizarea să nu se înfunde. Și ca să ne termină bâlciul. Ei, păi da, și aici mai intervenim și noi de cele mai multe ori și atunci când vine vorba despre o canalizare înfundată, pentru că avem destul de mulți cetățeni care în continuare aruncă ce le vine la mână în canalizare, apa este folosită și nu prea așa cum trebuie, e perioada de vară, mulți deja își udă grădinile cu apa de la robinet și acest lucru afectează, pentru că sunt deja zone în județul Hunedoara care nu mai au sau apă așa cu porția. Sunt, nu zic că nu sunt. Bineînțeles că sunt, că na, din vari motive, ori dacă să zicem că există două zone, una în aval și una în munte, adică una jos și una sus, și consumul e foarte mare jos, sus nu mai ajunge apa, când e consumul mare și udă oamenii grădinile. Așadar și okay. Noi, cetățenii, contribuim la... Cu mare deluire. Problema este așa, și chestiunea asta se poate rezolva. Odată, prin măsuri, cum să zic eu, deci în moment, îți faci un abonament, să zic. Ai tariful pentru 10 metri cub de apă atât, ai depășit 10 metri cub, intri în altă zonă tarifară. S-a discutat și aspectul ăsta. Din punct de vedere al reglementatorului, nu prea e posibil, dar nu prea, cum să zic, nu e prea agreată ideea asta. A doua chestiune. Până la urmă, e tot o chestiune de administrații publice locale care pot genera la nivelul localităților un sistem de colectare a apelor pluviale care ulterior pot fi folosite pentru udatul grădinilor și mai departe. Se practică sistemul ăsta, l-am văzut în Austria, dacă nu mă înșel, făcut o chestiune de genul ăsta foarte ok, elegantă, la nivelul întregii comunități. Plus că indivizii, adică proprietarii de teren, de ce ori avea ei pe acolo, care trebuie udat, își fac sisteme proprii de colectare și lucrurile sunt absolut ok, mai ales că mai discutăm de un aspect tot în ideea asta de folosirea resurselor pe care le produci, și anume apa uzată epurată corespunzător să poți folosi la irigatul terenului. Asta a fost un subiect care s-a discutat, exact. Asta deja există. Și costuri destul de mari pentru cei care ar alege să facă acest lucru. Mă refer la persoane fizice care păi și-ar nu, dori asta. Ține de noi operatorii și administrațiile publice locale. De pildă, apa epurată, care rezultă într-o stație de epurare, s-o duci să irigi un teren. Asta e o chestie care se poate face fără niciun fel de problemă. De ce nu se face? Și de exact există un proiect pilot la Buzău. Chiar președintele actual al Asociației Municipiilor din România, domnul Toma, care vine din zona asta a apei, a promovat un astfel de proiect. Cumva nou regulament al Comisiei Europene în ceea ce privește apa uzată încurajează și chiar stabilește niște limite pentru treaba asta. Deci lucrurile se duc într-o direcție.
evident că durează destul de mult. Asta înseamnă mai multe organisme implicate, că aici vorbim de Ministerul Agriculturii, care am participat la un moment dat la o întâlnire la nivel tot de guvern pe subiectul acesta. Și cei de la Ministerul Agriculturii zic, dom'le, v-am înțeles că vreți să faceți, vreți să dregeți și așa mai departe, dar până nu ne-ați întrebat că și aici terenurile înseamnă anumite lucruri. Păi zic, ok, zic, au zis oameni. Măi, da, faceți și voi o evaluare, că acum știm cam unde sunt stațiile de depurare, unde putem produce această apă care poate fi folosită în agricultură, și hai să facem un studiu la nivelul țării, finanțat de chiar Uniunea Europeană pe chestiunea asta cu... Cu siguranță există fonduri speciale. Cu reducerea impactului schimbărilor climatice și putem găsi finanțare. Generăm un studiu ca să știm exact ce avem de făcut pe fiecare zonă. Au rămas cumva lucrurile în coadă de pește, nici măcar nu s-a pusit un grup de lucru, cum părerea mea ar fi fost normal pe acest subiect, că e de importanță și până la urmă ar rezolva foarte multe din problemele care le avem. Mi-aș fi dorit o implicare mai mare din partea Administrației Naționale a Apelor Române, adică aș fi vrut să fiu un actor mai puternic în zona asta. În fine, sunt foarte multe lucruri care trebuie legate unele de altele și până la urmă asta ar trebui să genereze o acțiune coezivă a tuturor, dar ca să întâmple asta, revin nou la ideea rezultată în urma forumului dunărean, ar trebui să avem o politică coerentă și cumva centralizată la nivelul țării. Pentru că, până la urmă, România este cea care a semnat tratatul de aderare cu impunerile care le avem acolo. Nu ne-a semnat niciun primar, nu ne-a semnat niciun președinte de Consiliul Județean, România Asamblei prin reprezentanții acolo. Și toate măsurile pe care, sau toate obiectivele pe care le-am asumat acolo, alea, cum să zic, trebuie implementate la nivel întregii țări. Deci toate lucrurile acolo trebuie să se ducă. Da, ca atare, părerea mea este că e nevoie de o organism de genul ăsta care să facă coerența în sistem. Și de acolo lucrurile pot să pot duce unde trebuie. Și în ceea ce privește finanțările și la politicile publice generate de diversele autorități în materia asta și lucruri de genul ăsta. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și, cum spuneați și puțin mai devreme, pe oamenii interesează tariful, interesează să aibă apă la robinet, să aibă aceste servicii pentru care plătesc până la urmă. Aici este o treabă de comunicare pe care trebuie, cum să zic, atât noi, operatorii, cât și administrațiile publice, o care să meargă în zona aceea. Adică să le explicăm oamenilor de ce este importantă apa, de ce este importantă ca să avem o epurare eficientă, de ce este lucruri de genul ăsta cu care ne confruntăm în fiecare zi. Pot consuma hunedorenii cu încredere apa de la robinet pentru băut, mă refer. Bineînțeles că da. Pentru că sunt mulți care refuză, fie că are un miros prea pregnant de clor, poate, sau și atunci se tem să o consume și preferă apa îmbuteliată. Da, e o cutumă, sau mă rog, e o legendă urbană, să zic așa, că într-adevăr apa de la alimentare e mai... Odată că e mult mai scumpă, că dacă ar fi să ia un metru cub de apă de la alimentară, mai ales că aia nu vine la robinet, trebuie să te duci, o cari, o pasă, o drești și mai departe, o să ajungă la niște chestiuni, adică e de sute de ori mai mult. În fine, da, trecem peste aspectul ăsta, deși n-aș trece cu multă ușurință. Chiar am discutat la Comitetul Tehnico-Științific vis-a-vis de tarife următoarea ipoteză. Celor care spun că tariful este mare la apă, le au cu metru cub cea un operator. Așa, ca o comparație. Pune un metru cub de apă, gratis, aduc fain frumos la poartă și n-are decât să-și bage în robinet. De exemplu. Dar asta sunt, cum să zic eu, exagerări ca să sublinieze importanța demersului. Deci, totuși, trebuie să existe un echilibru. Nu mai intru în teoria cu tarifele, ce înseamnă capital operațional și lucruri de genul, dezvoltarea companiilor și alte chestii. Este cert. Comunicarea este importantă și să le arătăm oamenilor de ce este important, de ce sunt importante sursele de apă și prezervarea lor și de ce este importantă epurarea și tratarea cu seriozitate a sistemelor de canalizare. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, deja avem un pas câștigat în ceea ce privește imaginea sistemului sau a sectorului în percepția publică.
asta este calea de urmat și cu ajutorul dumneavoastră cred că vom ajunge la un asemenea obiectiv. Într-un timp mai scurt sau mai lung. Depinde de noi. În ultimele secunde din această emisiune, știu că acum copiii sunt în vacanță, dar mai știu și că i-ați implicat foarte mult în activitatea pe care o desfășurați aici la Orăștie. Veți continua aceste proiecte cu copii? Bineînțeles că le vom continua și deja am făcut și alte acțiuni și pe partea socială și pe... și avem niște proiecte pe care o să le aduce la cunoștință la momentul respectiv. Urmează să vină Sfântul Ilie Proroc, care este patronul nostru, celor din servicii. Ce veți organiza? Probabil că vom avea o pleiadă de evenimente și atunci și vom ține aproape de școală și în special de tineri și de copii. Pentru sunt partenerii că, dumneavoastră de încredere. Da, este foarte important să plece în viață cu responsabilitatea aceasta în ceea ce privește sursele de apă și, până la urmă, tratarea cu seriozitate a acestui domeniu. Și asta și, până la urmă, să fie corect informați despre toate aceste subiecte. Cred că asta este foarte important. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Rămână, a fost o plăcere. Vă mai așteptăm sau poate vom veni noi la dumneavoastră. Cu mare drag. Să vedem ce mai munciți acolo la Orăștie. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!